Atragerea finanțării europene rămâne aceeași prioritate maximă pentru România, o importantă miză atât pentru sectorul public, cât și pentru cel privat. Mecanismele de atragere a acestor fonduri sunt multiple și diverse, iar autoritățile române, cât și actorii privați din economie, au ajuns să le stăpânească și să le utilizeze eficient, judecând după unele rezultate înregistrate în ultima perioadă. Grupurile de acțiune locală, galurile, așa cum sunt numite prescurtat, constituie un exemplu în acest sens, la fel ca și, în particular, grupul de acțiune locală Valea Cricovului, a cărui activitate constituie subiectul reportajelor noastre pe tema finanțării europene pentru mediul rural și orașele mici. Asociația Grupul de Acțiune Locală Valea Cricovului este o entitate ce prezintă un parteneriat public-privat, care reunește 40 de parteneri, 11 autorități publice, 29 reprezentanți ai sectorului privat și ai societății civile din zona sud-est a județului Prahova, comunele Albești Paleologu, Bucov, Ceptura, Ciorani, Drăgănești, Gornet Cricov, Iordăcheanu, Sălcile, Valea Călugărească și orașul Urlați, și o zonă din nord-vestul județului Ialomița, comuna Jilavele, acoperind un teritoriu cu 11 localități cu 69.981 locuitori. În acest context, teritoriul Valea Cricovului se identifică prin faptul că în mare parte are în componența sa localități situate pe valea râului Cricovul Sărat, râu cu o lungime de 83 de kilometri, ce traversează județele Prahova, Buzău și Ialomița, localități ce se află pe celebrul drum al vinului sau care sunt unite de o istorie comună, aflate la limita dintre Subcarpații de Curbură, Podișul Getic și Câmpia Română. Stilizat, teritoriul Gal Valea Cricovului are forma unui pocal, plin cu vin cu arome fine, de dealul mare, ale cărei miresme se împletesc cu parfumul îmbătător al fructelor, pentru a echilibra și acoperi mirosul înțepător al nămolurilor adăpostite în albia Cricovului sau în adâncurile ochiului Bărăganului, așa cum mai este numit lacul Rodeanu din comuna Jilavele. Metaforic vorbind, în cupă se amestecă, precum bulele unui vin spumos, Bucov, Valea Călugărească, Urlați, Iordăcheanu, Gornet Cricov, Ceptura, alunecând ușor spre baza cupei noastre imaginare, acolo unde Albești Paleologu, Drăgănești, Ciorani, Sălcile și Jilavele creează suportul de sprijin al paharului închinat în cinstea locuitorilor întregului teritoriu, precum și oricărui vizitator. Parteneriatul este realizat în cadrul axei LEADER din Programul Național de Dezvoltare Rurală, care prevede finanțarea strategiilor integrate de dezvoltare locală, într-un cadru care încurajează abordarea partenerială și teritorială. Obiectivele identificate pentru dezvoltarea regiunii aferente Gal Valea Cricovului sunt specifice măsurilor din PNDR: dezvoltarea infrastructurii fizice rurale de bază, modernizare și sau extindere, dezvoltarea serviciilor de bază pentru populație și a activităților economice non-agricole, dezvoltarea activităților agricole, dezvoltarea turismului și valorificarea patrimoniului natural și peisagistic al teritoriului, conservarea și valorificarea patrimoniului cultural și arhitectural tradițional românesc, sprijinirea funcționării grupului de acțiune locală Valea Cricovului. Asociația Grupul de Acțiune Locală Valea Cricovului a fost înființată legal în noiembrie 2012, în martie 2013 fiind semnat contractul de finanțare în cadrul axei LEADER din Programul Național de Dezvoltare Rurală. Vă prezentăm în continuare interviuri și reportaje care confirmă utilitatea activității GAL Valea Cricovului pentru comunitățile locale din acest areal, activitate care, într-o primă etapă, se constituie în succes și care are toate perspectivele să continue în aceiași parametri. Bine v-am găsit, dragii mei! Mă aflu alături de doamna Rodica Chezan, directorul grupului de acțiune locală Valea Cricovului. GAL Valea Cricovului este această poveste despre care le vom vorbi telespectatorilor noștri, doamna director. Ce înseamnă, în primul rând, vă întreb, GAL Valea Cricovului? Grupul de acțiune Valea Cricovului reprezintă un parteneriat public-privat ce reunește 11 localități, 10 din partea de sud-est a județului Prahova și o localitate din partea de nord-vest a județului Ialomița. Cu permisiunea dumneavoastră aș vrea să numesc aceste localități: Bucov, Valea Călugărească, Albești, Urlați, Ceptura, Iordăcheanu, Gornet Cricov, Drăgănești, Ciorani, Sălcile și comuna Jilavele din județul Ialomița. Ne-am înființat în anul 2012
Când am depus un proiect la Ministerul Agriculturii, o strategie de dezvoltare locală, strategie care în urma procesului de selecție s-a calificat între primele 10 galuri din țară, am obținut un punctaj de 95 puncte și am obținut o finanțare de 2.842.000 de euro. În 2013, pe 2 martie, am semnat contractul de finanțare. În cadrul acestei strategii, suma pe care am menționat-o mai devreme a fost redistribuită pe diferite măsuri. Măsuri agricole, măsuri non-agricole, proiecte generatoare de venituri unde beneficiarul vine și el cu o cofinanțare, proiecte negeneratoare de venituri pentru populație unde ajutorul public nerambursabil este de 100%. În această strategie am avut prevăzute 40 de proiecte. În momentul de față avem 33 de proiecte deja semnat contractul de finanțare și ele sunt în implementare. Mai avem 3 proiecte declarate conforme și eligibile la GAL, care au fost depuse la AFIR, sunt în faza de evaluare, urmând a fi semnate de beneficiari, iar pe săptămâna viitoare intenționăm să deschidem o nouă sesiune de depunere proiecte, de fapt care va fi ultima, pentru că nu prea mai avem bănuți. Am realizat până în momentul de față peste 85% din ceea ce ne-am propus să contractăm, iar suma rămasă pentru următoarea sesiune se referă la măsura 112 instalare tânăr fermier și un proiectel pe măsura 121 modernizarea exploatației agricole. Aș vrea să vă povestesc ceva despre ceea ce am realizat până acum. Am realizat pe măsura 112 instalare tânăr fermier, 11 proiecte deja sunt semnate, este o măsură dedicată tinerilor până în 40 de ani. Intenția este ca acești tineri care doresc să facă agricultură să rămână în mediul rural, să nu-și caute de muncă la oraș. Este o măsură unde grantul este de 100% nerambursabil, ajutorul public nerambursabil maxim fiind de 40.000 de euro. Pe măsura 121 modernizare exploatației agricole, aici ajutorul public nerambursabil este de 60%, deci dacă cineva dorește un utilaj agricol, contribuția lui privată este de 60%, ajutorul public nerambursabil acordat de noi de 40%, doar dacă beneficiarul de proiect este tânăr până în 40 de ani, atunci ajutorul public crește cu 10%, deci 50-50. De asemenea, am avut depus la GAL un proiect frumos pe măsura 1-2-3, creșterea valorii adăugate a produselor agricole. Aici avem un proiectel foarte frumos, cramă pentru vinuri. Suntem într-o zonă viticolă. Cred că ați auzit și de proiectul Drumul Vinului. Fără mine. Acest proiect... Ajutorul public acordat de GAL este de 50%, speță 129.000 de euro. Beneficiarul de asemenea trebuie să vină cu o cofinanțare de 50%. Pentru primării, avem contractate și semnate în momentul de față 9 proiecte. Aș vrea să dau exemplu, primăria Bucov s-a orientat spre asfaltarea unei străzi. Primăria Valea Călugărească, renovare sediu primărie, Drăgănești, renovare sediu primărie, Comuna Albeș Paleologu, renovare cămin cultural, Comuna Sălciile, achiziție de utilaje pentru dăzăpezire, Comuna Jilavele, de asemenea, asfaltare drum, la Iordăcheanu, parc pentru copii, la Gornet Cricov, de asemenea, utilaje pentru dăzăpezire, Comuna Ceptura Vidanjă. Toate aceste proiecte, fiind proiecte negeneratoare de venituri, fiind proiecte pentru populație, sunt finanțate 100%.
Tot ca realizări, în zona Văii Cricovului au fost depuse două proiecte pe măsura 3.1.3, dezvoltarea turismului și agroturismului. Aici avem doi beneficiari tineri, până în 40 de ani, care au depus proiecte pentru pensiuni agroturistice. Este o măsură frumoasă. Diferența între un proiect pe turism și un proiect agroturism, ajutorul public nerambursabil pe turism e 50-50, pe agroturism beneficiarul primește 85%, contribuția privată fiind doar de 15%. Dar aici el trebuie să facă dovada că are în spate o activitate agricolă. O grădină de legume proaspete, o văcuță două, eu știu, pom fructifer, viță de vie, din care să facă dovada că el asigură o parte din hrana turiștilor din curtea proprie. În condițiile acestea, el primește 85%. Primăria Urlați, fiind oraș, nu a putut beneficia de măsura 3.2.2. Dumnealor s-au orientat la un proiect pe măsura 1.2.5, drum la exploatații agricole. Probabil o să ne vorbească domnul primar despre acest proiect. Este un proiect unde a primit ca ajutor public nerambursabil 200.000 de euro, contractul a fost semnat. Este necesar pentru că s-a orientat la un drum foarte important pentru orașul Urlați. Pe tronsonul următor avem informații de la minister că și orașele cu o populație până în 20.000 de locuitori, membre în aceste parteneriate, în aceste grupuri de acțiune locală, vor putea beneficia de axă 3. Și când spun axă 3, mă refer și la 3.2.2, mă refer și la agroturism, la măsura 3.1.3 și mă refer și la măsura non-agricolă 3.1.2. Această măsură non-agricolă 3.1.2, sprijin pentru crearea și dezvoltarea de micro-întreprinderi, a fost iar o măsură de succes în cadrul GAL-ului nostru. Aici am avut depuse 9 proiecte, ajutorul public nerambursabil 70%, iar beneficiarul a venit doar cu o contribuție de 30%. Exemple de proiecte realizate de noi, avem un atelier de peleți și brichete, un atelier de șervețele hârtie igienică, atelier de fier forjat, achiziție de utilaje pentru prestări servicii, buldoescavator, utilaj agricol. Sperăm ca și pe viitor să repartizăm o sumă frumoasă pe această măsură, pentru că am constatat că prezintă un mare interes în zona noastră. Aș vrea să vă mai spun câteva cuvinte pentru următoarea etapă. Deci noi am câștigat acest proiectel, durata lui a fost 2013-2015, funcționăm pe axa LIDER din cadrul PNDR-ului, Planului Național de Dezvoltare Rurală. În 2015 noi vom depune din nou o altă strategie la Ministerul Agriculturii. Galurile care vor fi selectate cu finanțare vor primi bani și avem semnale că vom primi bani frumoși pentru perioada 2016-2020. Dacă până acum toate galurile au primit ca sumă maximă 2.850.000 de euro, pe următorul tronson avem semnale că galurile mari vor primi bani mulți. Deci banii vor fi distribuiți în funcție de numărul de locuitori și în funcție de suprafața galului. Noi suntem un gal cu o populație de aproximativ 70.000 de locuitori, cel mai mare gal pe Prahova, și cu o suprafață de aproape 600 de kilometri pătrați. Deci semnalele sunt bune, vom avea bani mai mulți, oamenii au încredere în noi, au aflat de noi, drumul este mai scurt către banii europeni, colectivul galului, echipa administrativă este o echipă formată din experți. Fără această echipă
nu cred că am fi obținut aceste rezultate frumoase. Aici vreau să mă refer la lucrul în echipă. Pentru că fetele sunt experți pe evaluare, pe manager de proiect, au experiență în animare, promovare, în implementare. Avem o relație frumoasă și cu AFIR Ploiești și cu Centrul Regional Târgoviște și sperăm ca până în decembrie să reușim să ne realizăm ceea ce ne-am propus în proporție de 100%. Doamnă, vă urăm succes și vă propunem în continuare să trecem pe la câteva din investițiile realizate cu finanțarea asigurată prin GAL Valea Cricovului. Cu mare plăcere! Am ajuns în comuna Iordăcheanu, ne aflăm alături de domnul Ion Poiană, primarul localității. Domnule primar, spuneți-ne unde ne găsim acum și ce se întâmplă aici pe această locație. În primul rând vă spun bine ați venit în localitatea noastră, în care încercăm să mai realizăm câte ceva, pentru că o perioadă de timp deja intrase în cotidian, așa că în această localitate este locul unde nu se întâmplă nimic. În perioada în care noi suntem la conducerea localității, am avut mai multe realizări despre care nu vorbim acum. Vreau să vă informez că aici unde ne aflăm acum, exista cu un an de zile în urmă un fel de jucătoare unde trăgeau căruțe, unde trăgeau cei care mai încercau să aducă gunoi pe furiș, așa, era un fel de toriște, să zic într-un termen românesc, care nu dădea frumos în fața primăriei aici. Având în vedere faptul că noi vrem să dezvoltăm un pic localitatea și să formăm un centru, am zis să plecăm de la centru către exterior cu aranjarea localității. Și pe lângă propunerea noastră ne-am bucurat și de faptul că în paralel a venit această acțiune a galului de la Urlați, deci doamna Chezan Rodica, care este președinta acestei sau inițiatoarea acestei acțiuni de a aduce fonduri europene pentru localitățile din zona Văii Cricovului, a reușit acest lucru, de care ne-am bucurat și noi și am propus în Consiliul Local și primăria și-a propus să facem un parc, un fel de parc de agrement. Aici, după cum vedeți, cei care au aranjat cum să arate parcul, au propus și construirea unei scene în aer liber, să se dea spectacole pentru tineret, pentru oamenii locului și pe anumite perioade ale anului să desfășurăm activități mai ample aici, inclusiv ziua localității, care încă n-am stabilit-o până în prezent, că Iordăteanu era singura localitate care nu și avea, după Valea Cricovului, care nu și avea ziua localității. Odată cu inaugurarea acestui frumos parc, care credem că va face cinste inclusiv Văii Cricovului, fiind și la intrarea aceea pe această zonă, vom da aspectul cuvenit și oamenii să se simtă bine aici unde acest parc de agrement nu s-ar fi putut face dacă nu era sprijinul celor care s-au ocupat de obținerea banilor de la Uniunea Europeană. Pentru că localitatea noastră a avut multe de realizat și n-am fi putut în prima parte a activităților desfășurate să alocăm o sumă de bani care să ne permită să facem și acest lucru. Vreau să informez cu această ocazie că noi am făcut, ne-am propus și a venit momentul să facem acest parc. Unii dintre locuitori chiar întrebau, dom'le, dar parc ne trebuia prima dată. Acești bani n-au venit decât pe niște direcții. După măsura 3.2.2 are o valoare totală de 95.000 de euro cu contribuția primăriei, iar valoare nerambursabilă 72.000 de euro. Noi puteam să facem cu banii care ne-a repartizat grădinițe, dar avem spațiu suficient, chiar excedentar pentru grădinițe și parcuri. Și am ales să nu pierdem banii, să zicem, nu avem ce face cu ei, că am fi fost de râs. Facem acest parc frumos pe care îl vedeți și un mijloc cu care ne aflăm. După cum vedeți, se lucrează în continuare și termenul de dare în folosință este 31 decembrie. Sperăm să-l dăm, că lucrările sunt mai greoaie, mai mari. Deci, pavarea,
clădirea, împrejmuirea. E aproape gata, mai avem aici în față de amenajat și făcut parcare, 12 locuri de parcare pentru mașinile care vor staționa aici. Activitatea pe galuri va continua? V-ați gândit la ce ar mai avea nevoie localitatea? Ce ați mai putea accesa pe un următorul gal? Să ne gândim și să ne ajute, că avem atâtea de făcut. Numai bani să fie, că găsim noi, să nu să-i consumăm. Să facem ceea ce trebuie. Avem atâtea și atâtea mai sunt de realizat. Și nu numai localitatea noastră. Că noi, vreau să vă informez, că noi ne-am bucurat în perioada 2000-2004 încă de niște bani europeni, dar am obținut pe Sapard drumurile, asfaltare de drumuri și tot ce am făcut atunci, 1 milion de euro. Numai bani nerambursabili. Deci suntem obișnuiți, nu să-i consumăm, dar să-i folosim în interesul localității. Atunci am făcut peste 13 km de drumuri, un pod peste Cricov, deci a fost o binefacere această și recomand celor care n-au reușit până acum, probabil că, dar nu cred că e vreo localitate să nu fi primit măcar o sumă pe fondurile astea, pentru fondurile astea nerambursabile. Dar noi care suntem un pic obișnuiți, deși e greu, indiferent dacă se supără cineva pe mine, dar birocrația asta te omoară, Am fost pentru, când nu ești specialist, nu ai o structură specializată în acest domeniu. De-am tot scris pe cei de la Urla să ne spună mereu ce trebuie să facem. Ne duceam la Târgoviște, dar am fost de câteva ori la Târgoviște până am reușit să te punem dosarul, pe urmă pentru cererea de plată de asemenea, de câteva ori. Ar trebui să gândească cei după sus pe acolo să mai restructureze un pic birocrația asta, să zică, domnule, ce vrei să faci? Atât. Vin și te verific, uite, ia-ți banii și faci asta și pe urmă vin să te verific. Să aibă responsabilitate fiecare. Până la urmă s-a meritat, nu? S-a meritat orice efort. Păi când vin bani degeaba, orice efort nu-i prea mare. Da, s-a meritat. Dragii mei, iată, atunci când banii vin și se gospodăresc așa cum trebuie, apar și lucrurile adevărate, lucrurile necesare pentru comunități. Ne găsim alături de domnul Marian Măchițescu, primarul orașului Urlați. Domnule primar, ce înseamnă pentru orașul Urlați, pentru această zonă, Valea Cricovului, ce înseamnă GAL Valea Cricovului și care este colaborarea primăriei Urlați cu grupul de acțiune locală? În primul rând, bună ziua, bine ați venit în Urlați. Vreau să vă spun că grupul de acțiune Valea Cricovului a fost înființat la cerințele mai multor administrații publice locale din zona Văii Cricovului, pentru că era oportunitatea să accesăm fonduri pentru, atât pentru mediul privat din zona Galului, cât și din partea administrațiilor publice locale. Ceea ce am făcut la inițiativa noastră, s-au alăturat localitățile din jurul orașului Urlați și aici mă refer la localitățile limitrofe plus localitățile din zona Văii Cricovului. Și mă bucură faptul că am putut să fim eligibili și am început accesarea fondurilor alocate grupului de acțiune Valea Cricovului. Vreau să spun că a fost un succes, mai ales că noi am lucrat fără o firmă de consultanță, am lucrat într-o echipă în cadrul primăriei și câteva persoane cu inițiativă și, într-adevăr, am lucrat o perioadă de câteva luni de zile asidu ca să putem să accesăm aceste fonduri, pentru că erau necesare întregii zone a Văii Cricovului. Ce beneficii are orașul Urlați de pe urma acestei colaborări? Da, atât noi ca administrație publică locală, Urlați, noi avem în cadrul grupului de acțiune Valea Cricovului un proiect pe măsura 1-2-5, drumuri de exploatare agricolă,
care la ora actuală este în faza de licitație a lucrării. A fost semnat contractul de finanțare de 200.000 de euro din partea Uniunii Europene și suntem în faza de licitație a achiziției constructorului pentru executarea lucrării. Sper ca până la finele lunii deja să scoatem la licitație și să, până la sfârșitul anului să avem constructorul ca începând de la din martie când se îndreaptă timpul să începem efectiv executarea lucrării. Acest drum de exploatare agricolă este foarte necesar pentru că leagă două cartiere ale orașului Urlați, Valea Pietrii și Schiau, cartierul Schiau, și plantațiile agricole din zonele respective. Sunt foarte multe plantații unde drumul era foarte anevoios și foarte greu accesibil celor care aveau plantații în zona respectivă. Care este viitorul acestei colaborări? Care sunt perspectivele? Ce vă doriți dumneavoastră? Noi ne dorim ca și în anii următori, pentru noua perioadă de finanțare 2015-2020, să accesăm fonduri tot prin un gal, să continuăm acest gal, pentru că a fost un real succes, mai ales că v-am zis, noi am lucrat într-o echipă a primăriei și am reușit să fim eligibili. Sper din tot sufletul ca și în viitor să avem acces la fondurile europene prin acest gal. Am discutat cu doamna director Rodica Chezan și am chemat în rândul galului încă două localități pentru că avem posibilitatea să creștem la punctaj pentru a fi eligibili și a putea accesa aceste fonduri. Vă mulțumim, domnule primar, și vă urăm succes în continuare. Plăcere, mulțumesc și eu.